Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre împărțirea fracțiilor ordinare. Pentru a efectua împărțirea fracțiilor ordinare, vom utiliza inversa unei fracții nenule. Inversa fracției A supra B este fracția B supra A, deci numărătorul fracției inițiale devine numitorul inversei. Și numitorul fracției inițiale ajunge la numărătorul inversei acesteia. Observăm astfel că produsul dintre o fracție ordinară și inversa acesteia este egal cu 1. Să dăm câteva exemple. Inversa fracției 3 supra 8 este fracția 8 supra 3. iar inversul numărului natural 5 este fracția 1 supra 5. Pentru a împărți două fracții ordinare, înmulțim prima fracție cu inversa celei de-a doua. De exemplu, 3 supra 7 împărțit la 2 supra 5 egal cu 3 supra 7 ori 5 supra 2 egal cu 15 supra 14. În continuare, ne vom distra cu câteva aplicații în care vom utiliza împărțirea fracțiilor ordinare. Vrăjitorul Merlin îl provoacă pe Alfa la bătălia fracțiilor. Pentru a verifica corectitudinea calculelor efectuate de către Alfa, determinați soluțiile următoarelor exerciții. 2 supra 3 împărțit la 7 supra 2 este egal cu 2 supra 3 ori 2 supra 7. Egal cu 2 ori 2 supra 3 ori 7, egal 4 supra 21. În cel de-al doilea exercițiu, alfa trebuie să rezolve împărțirea fracției mixte 3 întregi și 1 supra 5 la fracția 3 supra 10. Introducem întregii în fracție și obținem 3 ori 5 plus 1, totul supra 5, ori 10 supra 3. Simplificăm numărătorul 10 și numitorul 5 prin 5 și obținem 16 ori 2, totul supra 1 ori 3 egal cu 32 supra 3. Pentru a putea rezolva împărțirea 2 întregi și 1 supra 3 la 7, introducem întregi în fracție. Și scriem numărul natural 7 sub forma fracției ordinare cu numitorul 1. Ajungem la produsul 7 supra 3 ori 1 supra 7, care după simplificare este egal cu 1 ori 1 supra 1 ori 3 egal cu 1 supra 3. 8 întregi și 1 supra 5 împărțit la 2 întregi și 1 supra 4 este egal cu 8 ori 5 plus 1 totul supra 5 împărțit la 2 ori 4 plus 1 totul supra 4 egal cu 41 supra 5 ori 4 supra 9 egal cu 41 ori 4 totul supra 5 ori 9 care este în final egal cu 164 supra 45. Și 2 între și 3 supra 4 împărțit la 1 supra 2, egal cu 2 ori 4 plus 3 totul supra 4, ori 2 supra 1. Simplificând, obținem 11 ori 1 totul supra 2 ori 1, egal cu 11 supra 2. În următoarea aplicație, alfa construiește trenulețe de jucărie din lemn. Câte trenulețe se pot construi din 10 între și 1 supra 2 metri cub de lemn? dacă pentru fiecare trenuleț se utilizează 1 supra 100 m3 de lemn. Pentru a determina numărul de trenulețe, vom împărți întreaga cantitate de lemn la cantitatea necesară realizării unui trenuleț. Efectuând calculul 10 între și 1 supra 2 împărți la 1 supra 100, egal cu 10 ori 2 plus 1 totul supra 2 împărțit la 1 supra 100, Egal cu 21 supra 2 ori 100 supra 1 obținem 2100 supra 2 egal cu 1050. În concluzie, Alfa poate construi 1050 trenulețe. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să rezolvați următoarele exerciții.